Am filmat în Teatrul Național, clădirea Operei din Cluj-Napoca, într-o noapte de noiembrie. Am avut nevoie de un loc special, deosebit, bineînțeles. Totul a fost foarte spontan, sinceră să fiu. Alex a găsit posibilitatea să filmăm acolo, deși nu ne plănuisem. Locația este fabuloasă. M-am simțit incredibil, bineînțeles, eu fiind personajul principal, este ceea ce îmi place întotdeauna, dar în același timp m-am simțit ca într-o poveste, mai degrabă, nu știu, fantoma de la operă, eu fiind fantoma. Alex m-a coordonat la fiecare pas. Mădălina, prietena lui, de asemenea, au fost adevărați profesioniști, am fost extrem, extrem de încântată și foarte surprinsă, pentru că a fost prima dată când i-am cunoscut și mai târziu am aflat că sunt de fapt foarte tineri. E un lucru incredibil când vezi tinerii din ziua de astăzi ce pot să facă. Spațiul a fost pus în valoare și mai mult de către luminile cu filtru albastru pe care Alex le-a instalat. Au dat o notă romantică, de mister, exact ceea ce trebuia să exprime videoul și exact ceea ce a ieșit. Nu au lipsit momentele hazli, momentele comice, în care, bineînțeles, eu trebuia să fiu mascota, grăbindu-mă pe scări, la un moment dat am căzut, m-am împiedicat și a fost chiar foarte funny, foarte simpatic așa. Totul a fost foarte spontan. După cum vedeți, este filmat cu iPhone-ul, din păcate. Am dat telefonul meu la cineva care era acolo și am zis să facă poze, să facă mici filmulețe. Nu am știut ce a ieșit până n-am ajuns acasă. Și cu ocazia asta, uite, avem o amintire frumoasă. Le mulțumesc din suflet lui Mădă și lui Alex și chiar aștept în viitor să mai facem videouri împreună. Nu a fost ușor, am muncit, pot să zic, din greu, dar am meritat din plin și sunt foarte mulțumită.